Hai! Bună dimineața, voi băieți. Și fete și fete, uitați-mă pe mine. Băi, de ce se întâmplă videoclipul ăsta acum? Vă explic de ce se întâmplă, că de-aia îl fac. M-am văzut că foarte mulți dintre voi, cel puțin, dintre jucătorii de pe UG, vă plângeți că, ba, am lag, că am puține FPS-uri, că... Bun, eu ce vreau să vă revoa acum? O metodă simplă, fără să trebuiască să instalați voi absolut nimic. Deci fără să instalați absolut nimic. O secundă, să dau asta parcă mai tare, că parcă e prea încet melodia, mă, mâncava și... Măta e o femeie minunată. O lăsăm așa. Deci fiți atenți. Ideea e în felul următor. Simplu. Apăsăm butonul de Windows de pe tastatură și scriem în felul următor: run. Sau dacă l-aveți în română, executabil. Da? Bun. Scriem run, apăsăm enter. Ștergem shift 5, app data shift 5. Procentul. Enter. După care căutăm folderul Citizen FX. Pac frumos. Intrăm în el. Folderul GTA 5 settings. Click dreapta pe el. Open with Notepad. Asta în cazul în care nu vi-l dă deja să-l deschideți cu Notepad. Deschideți cu Notepad-ul frumos și căutați Shadow. Uite aici. Shadow quality value. Voi o să-l aveți pe 1. Frumos. Ștergeți, puneți 0. File. De aici. Frumos. Save. Și gata, nu mai aveți umbre. Hai să vedeți, adică de fapt știți cam cum arată. Vă dă un boost de vreo 15-20 de frame-uri. Acum în zonele foarte aglomerate să nu vă așteptați să facă minuni, pentru că nu o să se întâmple chestia asta. Pentru că FPS-urile voastre țin de mai multe chestii, țin și de texturile care sunt în zonă și de numărul de mașini care sunt pe lângă voi, de numărul de jucători, etc., etc. Dar în mod normal, în zonele mai libere, când faceți job, când, nu știu, dați un șaf la magazin, când ar trebui să fie tot ok și să nu mai aveți cel puțin la fel de mare lag. Vă sper că v-am ajutat. Vă pupă, fratele, și cel mai probabil o să ne auzim la un live diseară. De asta nocturn, așa nebunie. Hai, vă salut și vă respect și Paște fericit!